Avem peste 300 de agenți de pază bine instruiți, avem mașini de intervenție rapidă, tancuri, taburi, tot ce e necesar pentru chestia asta. Și sediu în pivnița asta. Care? Nu, doamne, sediu e în buricul orașului, în cel mai mare business center. Dar am zis să ne întâlnim aceea că e și aproape de buticurile dumneavoastră. Să mai stați, vă învârtiți două ore până centru după un loc de parcare. Păi business center-ul ăsta nu are parcare? Are? Are, normal că are. Păi ce am zis? Are parcare, dar am zis să nu vă blochez lichiditățile pe care le aveți în plata pentru parcare. Că pentru oameni de afaceri fiecare leuț contează, nu? Mărlane mie, de ce nu spui că faci din nou angajări? Nu fac angajări, bă, domnul Gogoașă, colegul meu, deși e patronii de buticuri din cartier și i-am strâns aceia ca să le prezint serviciile firmei noastre. Da? Da. Să trăiți? Bine ați venit? Să revenim. Dragă domnilor, în condițiile crizei actuale, foamea se va accentua. Atunci un contract cu firma noastră, un contract de pază, va fi absolut necesar. Și am să vă explic și de ce. Băi, Mărlane, toți avem mărfurile asigurate. Avem alarme. Ne doare în cot de hoți, ce să mai... Păi de hoți, da, de mafie. Așa, dacă semnați cu noi, nu o să vă deranjeze niciun interlop să vă ceară taxă de protecție. Păi, dar nu ne-a cerut niciunul. Mărlane, suntem în Cotroceni. Este un cartier select. Haideți, mă, că ne pierdem vremea degeaba. Băi, oameni buni, dar stați, băi, că paza trece prin vestiarea. Nu vedeți că se întoarce toți borfașii din Occident, în străinătate. Ea de la aeroport vine direct la voi, la sediu, la firmă, bă, că așa s-a învățat, trească în lux. Ce o să faceți? Vorbim atunci. Vorbim divar foc. Dar ar Dumnezeu să fie la aia borfașii, să vă ia totul, bă, să vă lase rupți în fund. Care borfaș, Mărlane, în cartierul ăsta select? Că în afară de tine nu cunosc niciunul. Fiul lui Măta, ăla borfaș interlop. Fiul, mai mă enervași tu când te găsești în... Mărești, fiul lui Măta, adică tu. Tu o să fii, bă, ăsta, interlopul care se duce și sperie pe ăștia. Ia! Mărlane, tu e nebunit, dar binele? Tu vrei să mă umfle poliția? Nu sunt eu așa destul de umflat? Nu te-a umflat, bă, liber, că vorbesc eu cu Chiorete și aflu când e oră de patrulare. Știi, tu te duci între orele de patrulare ca să-i sperii. Și ca să te recunoască nimeni, o să-ți pui și o cagulă, bă. Și atunci ești interlop. O să ne umplem de contracte și de bani. Da, și o de pumni, că aia sunt o grămadă și eu sunt numai unul singur. O să iasă cu bătaie. Și ce dacă ești... Ia-și tu pe mușchiulică cu tine, cu ăla mă își bătaie. Dar tu de ce nu vii? Eu, ce să fiu? Eu, nu trebuie mă să rămâie cineva aceea. Când o da ăștia nevală să semneze contractele, nu trebuie să fie cineva aceea care le pune în față să... A? Ai văzut, mă, că s-a mai trecut din gelozie? Mi-a trecut pentru că știu ce face secundă de secundă. Îl urmărești? Da. Bă, tu nu e sănătoasă, n-ai altă treabă. Cum o să te ții după un om 24 din 24? Dar cine ți-a zis, dragă, că mă țin după el? Îl supraveghez video. Cum? Live. Am montat două camere de supraveghere, una în birou și una în vilă. Astea sunt locurile unde ar putea el să-și întindă pipițele. Da? Ai montat camera în vilă? E normal, să văd eu dacă se întâlnește cu Afrodita. Super! Apropo, să-mi zici și mie dacă mai umblă aia despăiată prin casă, că dacă mai umblă, o omor, că am avertizat-o. Bine faci. Da, tu de unde știi ce face Vandam acum, că ești aici? Stai, dragă, liniștită, că se înregistrează. Mă mai relaxez și eu. Ce vrei, să stau ca babele toată ziua în fața televizorului? Că n-au fost obsedați aici de față.
dar dacă află soția dumneavoastră ce mă pune să fac... Păi eu mor! Că îngrașă. A, doar mănâncă. Nimernico! Mănâncă la birou să nu împartă cu mine. Bine, câine, de nu mi-ai luat eu 5 cutii. Fă-mă naibii. Auzi, adu și mie ținta aia. Înghețata ca înghețata, da? Dacă află doamna cu o ciuruiță așa... Oh! Acum chiar mi-a făcut anaibii. Bine. Bine. Vezi tu. Nu trageți, vă dau tot ce vreți, vă dau bani, vă dau, luați, numai nu mă voriți. De ce ai bani fi țar capul al dreacu? Nu știu nici că voi erați, mă. Dar cine credeai, mă? Păi nu trebuia să fiți. Să... Păi trebuia să fim, dar poliția este parcată fix vis-a-vis de noi. Apropo, nu ziceai că ai vorbit cu Chiorete să nu fie azi de patrulă? Nu am vorbit, da. Am vorbit, dar nu era azi patrulă, mă. Aștia de-n față... O fi aia de la circulație. Puteți, mă, ce-ți liniștiți, mă, că aia de la circulație nu se ia de hoți, de ăștia... Nu se iau de hoți? Ia, că și tu cu noi atunci, mă. Ce vorbești? Eu nu pot, că eu trebuie să stau aceea, să închei contracte. Păi n-are nimic, las că rămân eu aici și închei eu contracte. E, bravo, dar de ce să nu rămân eu aici să închei contracte? Auzi, bă... Mai bine rămânem toți trei. Auzi, bă, dar nu mai bine mergem toți trei? Că am nevoie de bani pentru Afrodita. Hai, mișcați-vă, hai. Stai, bă, că nu poate să merg, eu n-am cagulă, n-am... Ba, hai, mârlane. Poftim. Ce vă uitați, mă, am pus două, că m-am gândit că amortizează loviturile dacă iese cu bătaie. Au! Vezi, asta doare. Făceți-vă că lucrați ceva. Dar n-ar trebui să mergem jos în beți, că acolo este din nostru. Corect. Ia uite, fumistule, ce am eu aici. 5 cutii. O pticăte. Și se duc spre dormitor. Stau câteva minute. Derulăm. Derulăm. Și ies trei. Deci unul deja a operat la voi în cameră. Toate, ce unii și dragă cu mâinile goale? E, vor fi luat doar banii. Ah, bani. Banii! Thank you.
Ți-o luat? Na. De fapt, nici n-aveau cum, că trebuia să spargă gresia. De fapt, nici n-aveau ce, dragă, că eu nici n-am bani. Mie de bani în ochiorete mi era. Păi, ești nebun, bărfași, ăștia nu mai au pic de frică. Să știi tu că sunt doi gabări în casă și firmă de pază și să dai spargere. Incredibil. Noroc că am eu înregistrarea, că... Da? Dar de unde ai mătălut să înregistrarea? Păi eu o am de la... De la? De la... Am spart banca video a sateliților americani. Știi că ăștia filmează peste tot în lume. Ema, ăia nu filmează în case. Prin pereți, cu camere video profesionale. Tu știi că pentru asta se poate face pușcărie? A? Am vrut doar să văd dacă Van Damme se întâlnește pe ascuns cu Afrodita. Și se întâlnește? Deocamdată nu. Ia mi-o că pe mine mă dorește. Hai, demontează-ți instalația asta, ia-ți camera și zi că nu te dau pe mâna poliției. Te rog, eu mai lasă-mă o săptămână să-mi iau și o piatra asta de pe suflet, te rog. Și eu te-am ajutat cu hoții. Măi, femeie, tu ai nebunit? Vrei să-mi violezi intimitatea fără pic de jenă? Dacă vreau să merg gol prin casă. Promit că nu mă uit. Plus de asta te știu pe din afară, ce naiba? Am fost iubiți. Da, dar nu mai suntem. Și ca atare vreau intimitate. Așa că scoți imediat camera aia de acolo, mi-aduci și toate casetele, ca să fiu eu sigur că nu apar prin ziarele de scandal în fundul gol, da? Dar n-ai umblat, dragă, în fundul gol, că dacă o făceai până acum săream pe tine. Scoate camera și aduc casetele în 5 minute. O oră? Că până mă duc, până mă întorc, știi, traficul. Asta chiar umblă goală prin casă. Avea dreptate, Teo. Dacă o vede Van Damme, ăsta se mută acolo. Ce mă fac? Ce mă fac? Dă naibii telecomanda aia încoace. Ia și șterge-te. E, acum bănuiesc că pot să mai las camera de filmat o săptămână, nu? Dar ce legătură are? Are, dragă, are, că dacă nu ne înțelegem, eu o să-i spun parașutei că tu ai filmat-o goală. Și o să mă creadă, pentru că tu e singurul care are acces la tehnică de asta de filmare. Doar lucrezi în televiziune, nu? Ok, ok, poți să-ți lași prăpădita asta de cameră aici, dar cu o condiție. Să-mi lași mie caseta cu Afrodita. Vine, mă, pervers mic. Dar cu o condiție. Să nu lași pe Van Damme să intre aici când e aia goală, ai înțeles? Păi ce crezi, dragă, că sunt ținut și gaș? Auzi, dar nici tu să nu spui nimănui de casetă. Că dacă spui, o să-i oră lui Van Damme și... Radatilor! Și v-am mai dat și bani să vă faceți firma asta de rahat! Să-mi dați toți banii înapoi! Toți! Bă, pupă-să, dar ce ți-a zis biciura asta cu hoții? Că noi am fost toată ziua acasă aceea. Minciună, a? Ia, fii atent aici! Uită-te la televizor! Uită-te! Dacă-mi furau bananele din frigider! Că știi că eu fără fructe nu pot să trăiesc! Auzi, ia-te și mie caseta să le arăt și eu agenților mei. Da. Ați văzut-o? Și gândiți-vă că au dat buzna aceea unde în casa asta așa de doi polițai. Nu mai au, domne, nicio frică, nu mai au căl, că intră peste tot hoții ăștia. Ok, semnăm, dar ne dai nouă caseta. Vă dau, domnule, ce să nu vă, vă dau câte una la fiecare. Puneți câte 100 de roni pe masă și vă dau câte... Alo, poftim? Hai, domnule, că am glumit, ce să... Nu, e inclusă în prețul contractului. Vă dau moca câte una la fiecare, dar numai să semnați. He? Acum ce mai ziceți? Incompetenților! În loc să ne protejeze poliția că o plătim, am ajuns să apelăm la firmele de pază ca să fim în siguranță.
Dar poate că sunt mână-mână. Să facă nu vă hoții, ca să cotizăm noi la firme de pază. Și firme de pază le dau parte. Adică dumneavoastră ne acuzați exact, pe noi? Exact, și când o să spunem în presă că tu locuiești cu șeful firmei de pază, să vezi ce scandal o să fie. O să mergem la toate televiziunile. Și mă scuzați că intervin, dar de ce să mergeți la toate televiziunile? Haideți la mine că vă pun la dispoziție o emisiune întreagă. Și dacă îmi dați exclusivitate, o să vorbesc eu cu patronul firmei de pază ca să vă facă un discount baban. Poză, tu ai nebunit? Asta e o făcătură, mă! Păi ce, nu ne lipsește ceva din casă? Și ce dacă nu ne lipsește, chiulete? Ce dacă? Ideea e că ne-au călcat hoții. Deci voi nu vă faceți treaba. Nu patrulați, nu faceți nimic. Da. Băi, nebunule, băi, mașina noastră a fost parcată vis-a-vis jumătate de zi. Ha, ha, ce fraier. Se autodenunță singuri că au închis ochii la jaf. N-am închis niciun ochi, pupăză. Și vezi, nu mai pune tu paie pe foc, că... Aha, iată, încearcă să bage pumnul în gura presei libere și democrate. Și mă amenință în direct și sunt convins că și reluare. Sunteți martori. Și vedeți la ce pericole mă expun, pentru că vă apăr cauza. Și măcar pentru asta trebuie să-mi dați exclusivitate. Ce ziceți? Mergem. S-a despuiat aia? Nu! Cine ți-a zis? Nimeni, dar atunci de ce m-ai chemat? Păi te-am chemat să te întreb dacă pot să mușc eu astea la tine în cabine peste noapte. Că dacă vine Van Damme și vede că spionez... Mută-le! Dar poate nu-mi zici când se despoie aia. Ei, cum să nu zic? Bine, hai, dă-i drum. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, avem imagini șoc. Imagini care vă vor demonstra, fără drept de tăgadă, că poliția nu-și face treaba nici măcar la ea acasă. Și din această cauză, contribuabilii sunt nevoiți să apeleze la firme de pază precum cea a dânșilor. Și cu noi au liniștea veșnică asigurată. Au liniștea asigurată veșnic. Așadar, regia, caseta, vă rog. Imediat. Priviți! Priviți cum acești hoți intră în imobilul în care locuiesc doi polițiști fără nicio frică. Deci este clar blat. Mărlane, hoții a doi sunt eu și cu mușchiulica. Taci, mă, că n-ai nimeni de unde să știe. Iată! A, observați că sunt de fapt trei. Și ce fac? Ce fac? Ies liniștiți cu buzunarele pline, nederanjați de nimeni. Rușine! Rușine poliției române! Pentru că suntem în continuare obligați să vedem asemenea imagini, noi, contribuabilii care plătim bani grei la stat, să... Iată! Iată imaginea, să o văd și eu în premieră! Se pare că... Aaa, deci v-ați deghizat în borfași ca să ne faceți să semnăm contractul! Așadar, în concluzia acestei emisiuni, aș vrea să cer scuze poliției române și să vă doresc o seară plăcută în continuare. V-am zis eu, șeful, că e o făcătură? Da. Chiulete, vrea să ne omoare patronii de butice, salvează-ne, că nu suntem noi de vină, jur? Da. Păi, vă cred, bă, Mărlane. Hai că vă duc eu într-un loc unde o să fiți în siguranță, măcar până să lămurește problema. Da? Da, da, da. Haideți. Așa, 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 fuga, fuga. Repede, repede, să nu-i prindă, da. Gata, bă. Acum nu vă mai găsește nici dracuia. Mă, din cauza lui Ema, ni se întâmplă toate astea. Ia-i de vină că am ajuns aici. O să-i o plătesc eu. Ah, ce bulănașe, ah, ce sânișori. Unde-i Gogo? Ai filmat-o pe Afrodita despuiată, perversule. Nu, eu, Ema.
și nu mi-a zis nimic. Ca să nu le apuc o gocică de acolo. Doar dor să cupla cu despuiata și scapă vandama al ei. Ia de casteta încoace rapid, haide! Mai odată, mișcă-te că nu știu ce să fac. Dă casteta încoace. Nu, că o mor! Bine că pe Ema și nu pe Afrodita. Ce vrea Afrodita, că e în drum! Alo, poliția! Ce bău sunt, că Afrodita e poliția! A fost un accident. Accident pe naiba. În imagini nu se vede niciun prosop. Imagini? Adică m-ai filmat în propria casă? Nu eu, Ema. Vrea să vadă dacă te întâlnești cu bărbatul. Aha, mersi de informație. O să vă luați amendă amândouă. Am luat și amendă din cauza ei. Nu că o omor. O omor de două ori. O omor. Vreau să fie dacă nu... Grăp. Șefu, am aflat cine a făcut înscenarea. Ai, lasă-mă! Deja i-am spus eu, dar cu o oră întârziat-o. Ți-ar cucu al recu. Ajutor! Ajutor! Vreau să mă omoară psihologă nebună! Cine, Teo? De unde știi? Păi nebun la nebun, trage. Stai liniștită că te duc eu într-un loc sigur să vezi ce bine e acolo. Da, cum îi trece criza? Hai să vezi! Infracție, încălcarea dreptului la intimitate, mai vrei? Păi și cum știu ce face vandam cu pufele dacă sunt aici? Îți povestim noi, nemernico. Că dacă tot de-ai băgat aici, e și păcat să nu-ți ține două râți. Fii atentă la mine. Vandam, în clipa asta, o întinde pe secretară pe birou și îi rupe sutienul cu dinții. Apoi ea înghețată. Dar de unde știi tu care e înghețată, na? A luat de la Big. Și-o răcorește cu ea pe locurile alea pe unde nu se umblă, mă înțelegi? Și ia un cup de gheață, îl pune în pune și bea toată apa de acolo, mă înțelegi? Poftim? Acum mă crezi? Domn! Asta trebuie internată, clar. Asta cine? E... secretara mea? Ia uite, vede și fără ochelari. Ce? Pe biroul meu? Da, poate nu face curat după... înghețata mea? Știi ceva? Îl omor pe amândoi. Mănâncă înghețata. Wow! Super idee! Gogoșica, te rugăm mie și mie o înghețată. Mi s-a făcut pofta. Te implor că dacă știe Van Damme că sunt în arest, sigur își face de cap cu fufele și ăsta-i cel mai bun prilej să-l prind. Ok, dar cu o condiție. Oricare! Mă rog să nu mi-l cer pe Van Damme. Vreau să-mi dai înregistrarea în care eu apar goală. Păi nu mai am. Cum nu o mai ai? Da unde? La pupăsă. Ți-ai dat-o lui? Păi stai, mă, știi cu mine cum rămâne? Lasă că te bat eu, că mă întorc. Auzi, până să-mi toarce aia să-ți mai povestesc cu Van Damme. El are un cozonacel mic la început pe care îl bagă în cuptorul ei fierbinte. Mă înțelegi? Și să umflă cozonacul și pe urmă dă cu ouă pe el ca să lucească. Care el niște ouă, ca așa au toți. Era Teodora, mi-a luat-o cu forța! Măcar mie mi-a atins pupăzelul. De fapt, tu o să te duci să recuperezi, că n-am de gând să mă bag cu nebunea pentru tâmpenia ta, da? Pupăză, hai sus! Ridică-te! Pupăză! Nu face pe mortul că ți le fac omletă! O casetă cu Afrodita goală? Unie! Spui dacă mi-o are și mie.
Mersi, Doamne. M-ai scăpat de omletă. Dă caseta cu păză. Bă, tu ai nebunit, nu am nicio casetă. Caseta. Ok, ok, iau-o. Chiore, te fac orice, numai dă-mi eu. Hâr, hâr. A? Crezi că s-a întâlnit oțul cu prostul? Ce să spun? Ca să faci doar acum, pe moment, un minuțel. Las că o ține băiatul la el. Ca să faci orice atâta timp cât șaze acilea. Ori te muți. Nu mă mut. Păi, e foarte bine că mi-ar fi părut rău să te muți acum, când am și o nevoie de servitoare. Hai, trebuie și bagă un masaj la tălp, că m-a cam dat dracu alergătura asta după casetă. Sunt frânt, hai. Bagă! Nu pot, mă, nu pot! Iu, vrei să o dau la ziar? Chiurete, dar am promis că nu mai râzi nimănui, te rog! Că dacă văd băieții caseta, o să mor de rușine! Hai, lasă-mă! Hai, biletul și banul! Biletul și banul! Stai, bă, că-și mi-o rând mai în față! N-am dacă-ți în picioare, te baci? Sitir. Chiorete, nu fi câine, că răzbunarea mea va fi foarte cruntă. Mai tacă spre încapițar botul al dracu de acritură. Aveți gata, că acum îi dau drumul. M-aș cerut acordul părinților că urmează imagini dintre grele de tot cu bulina. Hai, bă, dă-i drumul odată că am plătit deja de tembăsa. Cum e, gogoșică? Nu că pot să fiu și eu la fel de sexoasă ca Gavorița? Pupăză, ce drag, dar mi-ai dat caseta, mi-ai dat! E, acum pot să te omor! Stai! Dar de fapt o las pe te o să te omoare, dacă ea bate mult mai temeinic! Nu, te rog, nu-i spune, fac orice! Serios? Treci și masează-mi picioarele! Hai, sclav, mișcă! Da, de fapt nu, mai bine masează-le pe ale lor. Hai. Aha, da, da, noi vrem. Dar nu pot. O sun pe Teo? Nu. Să rămână seama. Ia vei că nu iubești. Hai, nu mai pleacă bătăturile. Așa. Ce surpriză! Stai jos! Așa? Dă play la casetă și o să vezi. Mă duc să aduc ceva bum, 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 bum. Ce gacica! Dar nu e nicio casetă! Caută! Am găsit! Am zis să renunțăm la înghețată că e rece și fac cistită. Afrodita umblă goală prin casă? De unde e caseta asta? Nu te uita! Nu! Ți-am zis să uiți! Nu! Nu te uita! Ia! Ia! Dragă domnilor, în condițiile crizei actuale, foametea se va accentua. Atunci, un contract cu paza noastră de film, paza noastră de coastă, cu firma noastră de pază de coastă de... Da, dar nu mai suntem. Și ca atare vreau intimitate. Așa că... Ah! Hai! Așa că scoate imediat camera de acolo și mi-aduci toate casetele, ca să fiu sigur că nu apar prin ziarele prin... Păi aveam rolă, mă împinge până pe coperta, auzi! Hai!
mai suntem. Și ca atare vreau să scoți imediat camera aia de acolo, că vreau intimitate. Imaginile următoare vor demonstra fără drept de togadă. De togadă. Și eu cum știu ce face Vandam cu fufele dacă sunt aici? Îți povestim noi, Nemernico. Păi dacă o săptămână fără femei și noi ca băieții. Noi n-avem contracte pentru că nu avem fețe de patroni adevărați. Păi voi știți cum arată un afacerist de succes? Uite, Țireac, de exemplu. Bărbos? Nu, Mărlane. Înțolit, din cap până în picioare, la patru ace, că haina face pe om. Ace are dreptate, prostul, că dacă mergi rupt în fund la o negociere, ce încredere să aibă partenerul în tine? Zice că ești țaurolac pus pe căpătuială și-ți dă cu chifla. Cu chifla? Cu chifla, bă, că mi-a așa mi-a dat ultimul care am fost la negocieri. S-a făcut bilă de mine și mi-a dat chifla de la hamburgerul pe care îl mânca el. Da ești, mă, naibii odată din baie, că am și eu nevoie. Nici într-un caz. Du-te la vecini. Vii? Că eu te primesc. Chiure te-a zis? Care scoate păla din baie, primește un pupic. Aveți grijă că sunt uniforma tăfalogilor. Și ăla de să atinge de uniformă oficială, știi ce pățește, da? Bine, Nemernicule, lasă că te fac eu să nu mai intri în baie. Bună, frumoasă. Te-ai mai gândit la cina pe care ți-am propus-o? Nu. Da, da, accept, cum să nu, dar cu o condiție. Care? Să nu vii și tu la cină. Te-o zic dincolo, hai. Bă, te pomenești că asta chiar iese cu pupăză la cină. O scoate o pârlitul la vreo împinge tava ceva, auzi? Chiorete, deschide-mă că trebuie să vorbim. Ce vorbești, fanfăitule, nici într-un caz. Păi ce crezi, că s-a întâlnit hoțul cu polițaiul? Adică eu să deschid ușa și să dea buzna furisită în baie? Păi îți dă treaba ta. Bă, tu ești nebun? Sunt singur aici, jur. Deschide că e o chestie de viață și de moarte. Du-te tu! Cine vrea, bă, să te omoare pe tine? Nu pe mine, mă, pe tine! Șeful vrea să te omoare. Pentru că îmi spune că i-a zis Iuliana că vrea să divorțeze ca să vină la tine, na. Unde știi? De la Teo, mă. Pentru că l-a văzut când își pregătea arsenalul să te arsenalul. Ce tragi, bălțați, ce fi trebuit, mă, nu.
Salutată șefa vă să-i împomene de divorț. Ce mai putea să-mi iei pur și simplu la mine așa pe șef? Împomene de divorț. Ce mă fac acum? Ce faci? Ce te faci? Eu zic să te ascunzi undeva până-i trece lua la furia. Să mă... Da, să... Nu! Să te ascunzi, să te duci. În pivniță mă duc. Exact. Îți mulțumesc, prietene. Plăcere. Ah, nu te uit. Ce bine. În pivniță, bă. Bravo, pupăză, acum poți să faci rezervarea pentru cină. Mă vrea, e clar. Și dacă îi spune pupăză unde sunt, dacă-l torturează ăla, zice că e pricoț ca o pupăză. Nu-ți, trebuie să mă ascund undeva, unde să nu mă știe nimeni. Asta e. Măiculiță, apără și păzește, un să mă ascund eu, un să nu mă știe nici drăjda mea. Dă-te, dă-te. Ei, ce părere ai? Marfă, nu? Nu cumpăr, mersi. Bodyguard, ți-am zis să nu mai lași toți comiți voiajorii să intre aici? V-ați cunoscut? Da, dar relația noastră o să fie una scurtă, chiar foarte scurtă. Scurtă? Ieși că trebuie să vorbesc cu șeful. Poftim? Mucles, pupăză! Domnule Mogul, vă rog să mă iertați, n-am apucat să-l anunț că veniți. Da, am înțeles, e în regulă, e aproape în regulă, da. Dumneavoastră sunteți noul mogul? În carne, oase și rochii de mătase cu blană și fir de aur dentar de 24 de carate. Ultima fiță la Paris, Hong Kong și Kuala Lumpur. Da, o cumpăr! N-ai tu față de așa ceva, să fim serioși. Da, aveți dreptate, vă stă așa de bine că nici eu n-aș lăsa-o din mână. Eu nu sunt chitră ca tine, eu sunt generos. A... Da, dar nu cu tine, pupăză, cu alții. Dar cineva a spus șeful despre mine că sunt chitră? Cine a scos asemenea vorbe de ocară despre mine? Uitați, ca să vă arăt cât sunt de generos, o să vă servesc cu un suc dintr-o cutie nou-nouță, nedesfăcută. Da, presim că o să ne împrietenim până la urmă. Da, cu siguranță. În fine, ca să continui, zdreanța asta vreau să o dau unui pipițe. Da, da. Ca să o dau pe spate, mă înțelegi? Da. Să cadă total. Ah, extraordinar. Auziți, dacă îmi permiteți, dar la cum arătați dumneavoastră așa? Nu ați dat-o încă? Ba da, pupăză, dar vreau să cadă total. Complet, complet. Complet, complet. Ce faci, idiotule? Să vă dau un suc. Pare rău, a fost un accident. Un accident. Mă scuzați. Te omor, mă. Te omor, nu. Ba nu te omor. Ce generos ba sunteți. Ba nu te omor. Sunteți generos, da. Că asta ar fi o pedeapsă prea blândă pentru tine. Dă cardul. A, nu, omorăți-mă. Șeful, să știți că nu puteți să-mi faceți așa ceva. Pentru că tocmai mi-am invitat feblețea la o cină romantică. Vă promit că o curăț. Cămășuța asta, zdreanță, cârpița asta, minunăția asta o curăț. O fac ca nouă pe cuvântul meu. Normal că-i s-o cureți. Dar vreau să-mi dai cardul garanție, ca să fiu sigur că o aduci repede. Și să nu te prind, să nu te prind că o să o duci la vreo curățătorie de rahat, da. Că mă supăr pe tine, rămâi șomer. Și așa nu-mi prea place. Deloc, deloc. Deloc, deloc. Vai, ce generos sunteți. Cum nu știi, mă? Nu știu. Pentru că eu nu stau cu ochii pe Afrodita ca pe butelie, cum stați voi. Gogoașă, trebuie musai să aflu ce i-a cerut lui Pupăză ca să iasă cu el la cină. Află. Ce e aia, Pupăză? E ceva scump și la modă, n-ai tu treabă. Deci asta era. Și nici n-are pretenții ieftine, Pupăza. Bă, tu-mi jignești feblețea?
Nu, disperatule, îi zic pe nume. Că așa o să o cheme dacă devine gagica lui Pupăză. Și îți dai seama că devine dacă îi oferă cadou la dăfițe. Bă, voi vreți combat cu mine? Eu! Păi tu ziceai, Mârlane, că n-ai bani? Păi n-am, bă, dar am creier. De-aia se face nu prea vede. Vrei să jucați dur cu mine, a? Dacă-s dragul ăla... Bine că nu mă... Ce-are ăsta, bă? E oftica, că a văzut ce rochie i-a luat pupăză lui Afrodita să-i o dea cadou. Ce-a făcut? I-a luat rochie de fițe. M-am nenorocit. Păi de ce, Mârlane, te-ai nenorocit? Du-te și ești tu una! Că dacă ai avut bani să-ți iei costume de fițe, trebuie să ai și de rochie. N-am dat niciun bani, idiotule! Sunt împrumutate ca să arăt și eu catriac la negocieri. Mârlane, tu mă crezi pe mine prost? Da, dar de ce trebuie? Costume de fițe, împrumutate, fără niciun ban? Ha! Zi mai bine de unde le-ai furat! Nu, nu, mai bine nu zici niciun cuvânt, că nu vreau să fiu complice la furt și să ajung în pârnaie. Nu vreau să aud! Băi, idiotule, astea nu e costumele de la niște bogătași, care... Nu vreau să aud nimic, da? E costumele de la niște bogătași care spală hainele la mine! Ce, mă? Ce auzi? Am dat anunț la ziar că mi-am deschis spălătorie de haine de lux. Și parveniții vine cu sutele să-mi aducă haine, să le spăl. Și până le returnez la client, le îmbrac eu, mă. Nu că-s genial, hai, fugi și găsește clienți pentru firmă, că acum am țoale pentru negocieri. Pentru care firmă, Mârlane? Pentru aia de pază sau pentru spălătorie? Pentru amândouă și mai repede. Hai că am nevoie de bani, nu vezi că a început bătălia pentru Afrodita? Ce bine că ai ieșit, ia. Primăvară. Pe unul am aranjat. Nu numai că a ieșit, șeful, dar arată mai bine decât una nouă, pentru că am uscat-o cu fionul ca să aibă volum. Alo? Alo, șeful? Șeful, nu vă mai aud? Vă sun eu când îmi revine semnalul? Ha? Nu se poate! Nu se... Cum dracoare a apărut? Ciorete, tu ești idiot? Am vorbit inclusiv la serviciu de pașapoarte. George e plecat din țară de 2 luni. Tata, că ai intrat ilegal, bre, șeful. De ce dracu să intre ilegal dacă poate să intre normal? Ca să poți să mă hăcuie pe mine cu alibi, bre. Că toată lumea știe plecat în străinătățuri. Chiorete, tu ești paranoic, bă. Dacă venea să te hăcuie pe Șestache, mai stătea în apartamentul lui ca să-l vadă tot blocul? Sunteți genial, bre, șef. Aveți mare dreptate. Păi sunt, mă, sunt. Că de-aia eu sunt Dita mai comisarul și tu un pârlit de agent care stă pitit în debara. Ești naibii de acolo, că faci de râs poliția română. Mare, alege s-ar prafută tine, Patescule! Nu e țara, al dracu să fii, să frică că ți-au locul, chiar! Da, ce s-a îngrășat șeful, bă! Al!
Locul mi-a trecut glonțul pe la urechea, măiculiță. Corect, glonțul, îmi trebuie pistol. Nu le-am făcut nimic, jura, așa e, sunteți sigur că nu așa mi le-ați adus, frajurate, că pare că-i haine de alea de cowboy moderne. A, nu, stați că vi le, da, vă iau altele noi, câteva săptămâni vi le-am... Săptămâni? Nu, câteva zile am vrut să, câteva săptămâni la rând o să vi le tot curăț eu gratis, că e de partea casei, că deja sunteți clienți fideli. Vi le curăț ca și... Nu? Ce faci, mă? Mă duceam până la... Să plecam până la... Până la? La... Până la o negociere de contract. Și de ce ți-ai atâtea borfe? Să am la mine, bă, că negocierile poate dureze chiar și... luni de zile, dar ce zic eu luni? Chiar zile întregi, dacă nu ore sau minute. Că le-am zis cum negociază miliardarii. Așa, se închide într-un birou și ia de acolo până-i gata afacerea. Da? Da. Da, vă rog. Rochie de mătase cu blană și cu fir de aur. Aha. Da. Dar să știți că se curăță greu. E spălare delicată, deci costă. Plătesc oricât. Numai să iasă ca nouă. Oricât, oricât. Oricât, domne. Și 2000 de euro ce știți, e un preț bun? 2000? Cu cine vorbeam, mă? Și eu cu tine? Tăuleu, m-am nenorocit! De ce te-ai nenorocit, bă, ce? Dă-te în Franța, când te bag primul pe listă la spălat și-ți fac și discount, ce rahat mai vrei? Mărlane, tu ești idiot? Da, dar de ce între? Minți oamenii că ai spălătorie de lux? Dar nu mint, bă, că eu nu mint. Eu spui adevărul, că n-am eu spălătorie de șteptule. Are unul din clienții mei lui care îi fac eu pază la spălătorie. Și ne-am înțeles că eu să-i duc clienți și el să-mi prelungească contractul de pază la spălătorie. Spălătorie bengoasă, mă, ultima generație. Auzi, și spală și rochii de mătase cu fir de aur? Sigur, bă, că spală. Chiar scrie pe firmă la intrare. Spălăm rochii de mătase cu fir de aur. Scrie acolo. E, într-adevăr, e mai scump, că e de ultimă generație, dar asta e. Dar de ce, ai luat o murdare sau care-i treaba? Nu e a mea, bă, tantălăule, ia lui șeful. A, păi atunci are balta pește, nu mai e nevoie să-ți fac discount. Ba, e nevoie, Mărlane. Sau am o idee și mai bună. Nu-l convingi tu pe ăla de la spălătorie că e a ta și o spală moca? Și atunci poate-l convingi și eu pe șeful să schimbe firma de pază care ne păzește nouă televiziunea. Ca să-ți întoarcă ție serviciu, hă? Ce zici? Ce serviciu? E de bine pentru tine. Acuacă, eu e așa și el să-mi e contrast. Dă-mi coace. Stai, stai, că dacă trebuie să o și cos, mă sinucid. Ușor, calm. Lasă, mă, că vă scrie purlei mort. Dacă până și Mărlanu i-a luat sol de fițe... Atunci n-a sol, băiete. Eu zic să te grăbești la magazin, că altfel rămâi de căruță.
dracu, Mărlan? Ce țoală poartă, ce tranță, auzi? Da, mă, și acum e ca și nou, e curată, 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 e... A făcut-o mai curată decât era la început, mă, pupă, să eu... Da, mă, hai că... E rată! Unde e? Pe mine mă întreb, idiotule! Era aceea că am pus eu acum, așa un... Mărane! Tu-ți bagi joc de mine? Zi unde este țoala și ce-ai făcut cu ea, că te-a omorât! Tai? Da, boss? Știți, am o mică problemă. Cei de la spălătoria de lux au rătocit-o și nu o mai găsesc. Da, o să ne despăgubească și luăm alta nouă, sigur că... Cum? Unicat? Ah, nu-i nevoie, boss, că o să o găsesc, vă jur. Diseară o aveți, ce să... Mărlane, caută rapid dreanța, că dacă mă lași fără servici, te strâng de gât! Te dă afară? Bă, Gogure, n-ai văzut, bă, o rochie de-asta de mătase cu sclipurici pe ea? N-ai... Afrodita! Vino să vezi ce cadou Marfă ți-am adus! Păi ești nebun! Ăsta-i dă țoala mea lui aia! Afrodita! Tu te și recuperează, idiotule, ce stai aici! Eu? Nu tu ai lăsat-o nesupravegheată? Du-te imediat că te omor! Du-te! Da... Te omor! Păi ce mă omor? Eu te omor mai tare! Mai... Mă sparge! Du-te! Mă duc! Hai noroc, miștoță, ia uite cât au zeneu! Unde? Gogule, stai și iau rochia, bă, că ne vede lumea! Ia pupă-ză! Păcătoșii, dracu! Poftiți, boss! Pupăză, mă crezi idiot? Da, boss! Adică, nu, boss, se poate! Îți bați joc de mine, mă? Asta e rochia pe care ți-am dat-o eu? Nu e? Nu, idiotule! E o copie ieftină! Uite! Uite cum iese la meul din ea! Și păr-o, poftim! Poftim! Au zis, boss, dar poate se descoamează și chelește pe sistem nervos, că prin câte a trecut săraca... Pupăză! Da! Da! Ai 3 ore să-mi aduci haina originală. Curățată. Curățată, da. Dacă nu, rămâi șomer! Nu este nevoie, pentru că o să-l rog pe Chiorete, pe polițistul prietenul meu, ăla cu paranormalul, să o găsească și vă asigur că o să o aducă. E ca și găsită. Relaxați-vă! Trecu, ce hăini de blană are! Pâine sus, infractor deosebit de periculos! Cum nu e aia? Cum ai auzit? M-am nenorocit! Dai-o! Pune mâna imediat și caut-o! Nu e, mă! Mă, îndebarat, te-ai uitat! Că poate ai pus-o acolo într-un exces de idioțenie și ai uitat unde ai pus-o, într-un exces de scleroză! Aul! Eh! Bă, Mărlane, Chiori ești, mă? Pe tine trebuia să te fi chemat Chiorete. Unde să mă chem? Și pe asta dă-i-o lui Mușchiulică. Păi de ce să-i dau eu? Păi nu, tu i-ai luat-o! Deci tu mi-ai luat-o, mă, nenorocitule! Nu, stai, Mușchiulică, stai să te explic! Eu curcatură! Zi! Ce cauți, magic? Ne, tași la mia, zici, dar ce cauți și tu, bă?
Ce? Eu am ascultat mușchiunii că vrea să mă omoare. Am trebuit să mă apet, că ești organ. Ce vorbești? Păi ți se pare că am față de smucigaș? Atunci dă-mi e pistolul, cum apăr singur. Pistolul a rămas închipt între faldurile de la toala aia. Păi, unde duce pupăză toala aia? Nu știu. Zic altfel, dă-și te dușa și intră dorulesc peste tine. La șeful lui acasă. Așa, bă, mersi, dă-te. Unde? Dă-te. Păi, zic că nu deschizi. Păi, și cum vrei să ia să recuperezi pistolul din țoală, tâmpitule? Mersi. Sună. De obicei mai vorbăresc, dar probabil acum este mult de uimire stând lângă o personalitate așa ca dumneavoastră, vă dați seama. Mă las, mă găsând sătul de din ăștia în coridor. Totuși, poate, ia uitați. Chiore, te-a găsit-o? Nu, șeful, m-am ocupat eu, personal. Acum, puteți să-mi dați cardul? Știți, am făcut o rezervare la un restaurant luxos și aș vrea să fiu eu sigur că... Ia-l, mamă, rădule. Mare noroc ai avut. Da, sunt toți, sigur. Dar vezi să-i zici lui Chiorete că s-a rezolvat, să nu mă trezesc cu el cumva căutând haina fix când sunt cu tipa pe aniversare, mă înțelegi? Cum să nu înțeleg, dacă eu nu înțeleg, atunci ce să nu înțeleg? Și acum, surpriza de care ți-am vorbit. Ești pregătită? Da. Da? Ia uite-te, tundula! Wow! Și acum o să facem în trei? Cu cine să facem în trei, dragă? Cu el! Să rămân mâinile! Dar de unde ai știut că îmi place să o fac cu un gigoloi polițist, da? Chiorete! Ce cauți mă aici? Ce cauți mă aici? Nu ți-a zis pupăză că s-a încheiat ancheta? Ce anchetă, ce pupăză, ce dragi, Damiaz! Eu m-am uitat în rochița lui matare pistoletul, bre! Aola, are și pistol, vai ce mă excită! Treci! Treci! Tu poți să te uiți că mie îmi place cu spectatori, hai, treci! Nici măcar nu mă uit cât faci, pentru că am card, e gold. Ăsta rămâne la mine! Dar de ce, domnule Mogul? Pentru că nu ai zis lui Chiorete că mi-ai găsit strânța. Păi ce strânță? Ce câți zi? Auzi, te întreb așa, tu în timpul liber ai spălat vreodată vase? Nu e nevoie, pupăză, stai liniștit, poftim. Nu e gol, dar măcar este. E. Poftim. Păstrează restul. Și sunt eu mai generos. Păi, șefă, vă rog eu frumos, dați-mi cardul că trebuie să-i dau banii fete. Vreți să mă lase cu ochii în soare? Pe mine m-a lăsat deja, pupăză, m-a lăsat deja. Și am luat și zdranțe de o cârcă de bani. Înțelegi? Da, șefă, da, auziți, am o idee. Puteți să o vindeți ca să vă recuperați banii. Mă, băiatule, mă, mă, tu nu ești prost tot timpul. Ia ridică de-n picioare, ia. Succes! Când vii cu banii, îți dau cardul. Ai înțeles? Dar cu cât trebuie să o dau? Scrie pe etichetă. Că am lăsat-o ca să o impresionez pe proastă, dar a fugit după tablagiu ăla, părlit. Nici nu s-a uitat. Oh, ce proastă, ce... E Chilipir Van Damme. E unicat. Bă, dacă eu arăți lui Ema, nebunește pe cuvânt. Pupăză, Ema a nebunit deja. Și când m-ai hotărât să-i fac cadou, o să-i cumpăr o cămașă de forță în rochie cu blană. Atunci ia-o ca să o dai mai departe, pe unde ai obligații, mă înțelegi? Păi tu ai nebunit la cap, dispar cu asta de aici, că dacă o vede Ema, mă bagi la belele. Atunci facem altfel. O duc în vilă și când te hotărâi să faci cadoul, ți-o dau. Sau mai bine, i-o dau lui Mușchiulică sau lui Mărlanu, să o dea ei ca și cum ar fi din partea ta, ca să nu te expui tu, mă înțelegi? Mi-a luat rochie, l-o frisită. Pupăză, eu nu fac cadouri, mă, eu le primesc. Hai, succes la vânzare. Bine, chitră. E să dea naiba dacă nu i-o dau eu, lua Afrodita. Ca să ții gândul de la ea. Pentru mine, Doruleț, apreciez gestul, dar îmi pare rău, eu nu port așa ceva. De ce? Pentru că sunt într-o organizație ecologistă și lupt pentru apărarea drepturilor animalelor.
Și nu numai că nu port așa ceva, dar arunc cu ouă în cei care le poartă, da? Chiar mâine am o asemenea acțiune. Îmi pare rău, dar a fost o idee neinspirată, să nu spun proastă. Da, n-a fost ideea mea, a fost cadouul din partea lui... Bărbată-miu, am aflat pastilatule și pentru asta se rechiziționează obiectii! Băi, haina... Se respinge. Alte obiectii? Doamne, ferește! Ceva ai avut-o, lomacule? Te-ai bătat și ai dat cadoul la cine nu trebuia? Tu m-ai sabotat, nenorocitule! O să te omor! Da, asta după ce o să-mi revin puțin. Mă, de treabă! Ce cauți și tu? Aia cauți și eu. Chiorete! Unde ești? Hai mă, lasă joaca și ieși odată să terminăm ce am început. Ce faci, mă, fugi de-o gagică? Te-aș fi țărbat-o la Andreu, ca să-i nebună și-o dată și nu trebuie să-i deschidem. Nu trebuie să-i deschidem, nu? Pe Nilu Mușchiulică nu trebuie să-l deschidem, dar ai deschis. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, de te-am făcut. Ia-ți ea cu coadă, uite-l-ați! Aaaa, ținu-mi minte că-mi place cu spectatori. Bravo! O să mă uit și eu? Bineînțeles, poți să și participi dacă vrei. Vreau! Da? Da! Atunci, ia sărutați-vă voi, că asta mă excită cel mai tare. Hai să ne băi, frate, pe noi suntem, nu suntem... Salutați-vă odată! Să nu se apucă, e nebună! Băi, uite ce ți-am zis, stâmpitule, să nu te schidem! Să nu te schidem! Hai, oameni buni, cumpărați echilibir de rochie din mătase naturală, țesută cu fir de aur de 24 de carate, dentar! Are blană naturală! Echilibir, vă spun! Uite-l! Dar stai puțin! Am glumit! Nu este nici măcar din aur! Este din alpaca și nici măcar blană naturală! Vă rog, eu, nu mai dați! Nu mai dați! Afrodita! Mușchiulică, ia-te, bă, ce o zăneam pe afară! Unde? E pe casa de vis-a-vis, mă, mersi pentru roci! Cristi! Gogule, stai și iau rochia, bă, că ne vede lumea. Ia pupăză. Păcătoșii, dracu. Așa se excită el. Așa se excită el când ia câte-o dracu. Nu mi-a dat-o. Mai dăm una, că uite, mai avem. Excepțional. Hai că... Mai două să te răzbun. Am tenul din ce în ce mai frumos.
Mărlane, o simplă invitație la cină nu înseamnă că s-au și cuplat. Dar ce înseamnă, Gogule? Ce înseamnă? Când, că a văzut-o că e subnutrită și a invitat-o la restaurant ca să-i dea de mâncare și facă el un gest caritabil? Mie Afrodita nu mi se pare deloc subnutrită. Păi tocmai deșteptul, că era o ironie. Au. Ah, da, acum am prins. Păi da, normal, că și pupăză și caritatea, exact ca baba și mitraliera. Mai rău, Gogule, mai rău, că între babă și mitraliera tot mai există o mică legătură. Ce legătură? Cu ambele făcea soldații trageri. Mărlane, tu când ai pronunțat cuvântul babă, te-ai gândit cumva la mămica? Hai că ești perspicac de te băta. Zi mai bine cum aflăm dacă s-a cuplat pupăză cu permafrodita. Cum afli tu? Că pe mine nu mă interesează cu cine se întâlnește aia, da? Ba te interesează, Gogule, te interesează? Păi de ce? Că dacă mă enervez, ce se întâmplă? Bat pe cineva și pe cine crezi tu că bat? Pe mine? Exact. Ți-am zis că ești perspicac? Zi cum aflu. Cum afli? Îi spionez să vezi dacă se întâlnesc. Bă, știi că nu ești prost? Dar tu o să-i spionezi, că eu sunt parte interesată și nu vreau să creadă Afrodita că îi violezi intimitatea. Mărlane, tu ești nebun de-a binele? Tu vrei să nu mai vezi pe Afrodita niciodată? De ce să nu mai văd? Pentru că o să scoată Teodora ochii când o afla că m-ai obligat să mă țin după aia. Păi și atunci ce fac? Ce faci? Vorbește și tu cu Emma. Că ea e specialista în urmăriri, că e detectiv, nu? Mai știi că nu ești prost. Știu că e a doua oară când mi-o spui. Vezi că a treia oară nu mai zic, te pocnești direct. Da, da, ce? Păi de ce? Pentru că ai început să exagerezi cu istețimea asta. Păi ce vrei, să rămâi oar mai prost în casa asta? Dă telefon să o sun pe Emma. Da, ce, tu n-ai minute? Ba, am, dar nu știu, le-am pus. Gata, 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 yes. Alo, da. Hai, Mărlane, lasă-mă că n-am timp. Sunt ocupată cu alt client. Și se pare că numărul contestatarilor pașapoartelor biometrice este din ce în ce mai mare. Așa este, pentru că aceste pașapoarte încalcă grav dreptul la intimitate și viață privată a persoanei. Gândiți-vă numai că principiul încorporat în ele se poate determina cu precizie locul unde se află posesorul. Asta sună așa, James Bond. Corect. Păi, până anii trecuți, chipul ăsta de localizare foloseau numai spionii. Chipuri de localizare, spionii, numai... Hei! Emma! Emma! Și vreau să mă revanșez față de ea, invitându-o la o cină romantică, numai noi doi, într-un local select. Foarte frumos! Mulțumesc! Hai că vorbesc eu cu patronul de la Boema și fac o rezervare numai pentru voi doi, că suntem prieteni. Să rămână, boss! Boemul, tot boem! Ia zi cum plătești, cash sau cu card? Sfatul meu e cash, că îți cade TVA-ul și ești mai ieftin. Numai puțin. Ce? Nu putem să mergem la restaurant. De ce? Pentru că o să creadă că iar o pun pe ea să plătească și mă refuză din start. O să mergem într-un loc unde nu se plătește deloc. Pupăză, doar la tine acasă nu se plătește deloc. Deși mă îndoiesc că acolo ai avea intimitate cu toți idioții aia pe capul tău. Da, corect. Auziți, dar nu știți cumva o viluță, așa, cam cum e a dumneavoastră? A mea e viloaie, pupăză. A, da, nu e viluță. E viloaie, că nu să sunteți. Păi, da... Cam cât costă să o închiriezi, așa? Băi, ți-o dau eu pe-a mea. Ce are? Mersi, boss! Ah, boierul tot boier! Ăsta, boierul tot boier! Adică sunteți mare, boss! Mersi, mersi. Ia zi, cum plătești? La zi sau la oră, ca să știu ce scriu în factură? Adică, îmi tăiați factură? Mie? Normal! Normal? Dar nu vrei să fac evaziune fiscală? Că și așa stă DNA-ul cu ochii pe mine ca pe butelie. Să spăl ca pe... Capul tău de chitră penală, percheziționat ardeneau până
în tot viloiul al tău mare de, de prost gust și de neam. Dar de ce nu? Chipuri de localizare? Exact! Că să-i pui unul lui Pupăză și unul lui Hermafrodita ca să... Să nu mai mă țin eu după ei să-i urmăresc în tot orașul. Îi văd direct pe laptop sau pe notebook, pe telefon, pe ce mama dracu am eu, înțelegi? Și aflu unde e, unde se întâlnește, nu? Hai, toantă sunt! Da. Am fost spioancă o viață întreagă și mă învață un martalog șomer cum să-l monitorizez profii pe Van Damme. Te ajut, mă, te ajut, dar n-ar trebui să-i pui unul și lui Van Damme? Că ăsta e de 10 ori mai periculos decât Pupăză. Ce naiba, are funcție, are bani și mai e și tău uraș focos, bou dracu. Ce femeie nu și-ar dori să-l aibă în pat? Eu nu... Fă-i fată, dar eu n-am să le pui cipuri la toți, dar unde-ți ia bani? Lasă, dragă, că pe-al Van Damme îl plătesc eu. Dar cum se întâlnesc? M-ai sunat, ai înțeles? Cum se întâlnesc? A, cum se întâlnesc, te-ar suna, de ce n-ai înțeles? Ce n-am înțeles? Pupăză, te-ai hotărât? Da. Eu zic să o închiriez la zi, că poate să mă atolește tipa și profit și tu ca băieți. Șefu, ar fi o mică problemă. Nu bea. Nu e nicio problemă, îi pui somnifer în suc. Nu, 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 e o problemă cu casa dumneavoastră, cu viloiul dumneavoastră. Mi-a zis Chiorete că a aflat de la ăștia de la DNA că vi se pregătește o percheziție. Aoleu, când? Chiar mâine seară. M-am nenorocit, o să-mi facă casa vraiște. E, asta n-ar fi nimic, dar cine știe ce găsesc acolo? N-au ce să găsească. Ce să găsească? N-am arme, n-am droguri, n-au ce să găsească, chiar... Nu fiți așa sigur, că dacă au comandă să vă înfunde, vă pun ei! N-ați văzut în filme cum se procedează și aveți destui dușmani! Mai bine îi facem noi să nu mai cotrobăie? Se poate? Normal. Cum? Păi, pregătiți o masă cu tot felul de bunătăți și plecați de acasă. Dar de ce să plec de acasă? Că sunteți acasă, o să cotroboia peste tot ca să vă arată că sunt vigilenți, că își fac datoria, că sunt intransigenți. Pe când dacă sunt singuri, văd masa, se așează la chiolhan, băutură și o dau dracu de percheziție. Că nu știe nici naiba ce fac ei acolo. Dar de unde știi tu? De la Chiorete. Păi el cum credeți că face șeful? Da? Ce? Auzi, nu vorbești tu cu Chiorete să-mi facă el percheziția? Zic că îi las caviar, șampanie franțuzească. Orice. Da, da, să fie rece. Să ne pui chip? Mai ales ție și lui Van Damme. Mărlane, eu cred că tu ai nevoie de chip, mă. De chip și Dale. Că scorburea aia pe care o ai tu în cap în loc de creier e numai bună pentru cuibușoare de veveriță. Fă mișto, tătălaule, fă mișto. Că când... Virgulă, oi fi sechestrată vreun interlop, nu o să mai faci. Atunci o să-ți doresc să fii avut chip. Că dacă aveai firma mea, te localiza instantaneu și te elibera. Ba și mai instantaneu îi mai captura și pe hoți. Și ghiți, cui preda ca să pară că el a prins și să devie polițistul anului? Cui? Ție, mă, boule! Mie! Exact! Polițistul anului! Exact! Ah! Am trebuit să mă susții, tâmpitule! Vorbești numai tâmpenii, mârlane! De ce să mă răpească, mă, interlopii? Că de fiecare dată când au cotizat, le-am și rezolvat problemele. Și dacă te răpește, mă, se sechestrează ca să nu te mai întâlnești cu altele? Aul, bă, la asta nu m-am gândit. Mârlane, fă și mie rost de un chip de ăla, dar repede, bă! Fă și mie rost de unul! Bă, tine, cine te răpească, mă? Mă, da! Toate, mă! Ați uitat că ce nu poate să facă cu ăsta vrea să facă cu mine? Stați liniștiți, ca mâine le aveți. Mulțumesc, prietene! Opa! Bă, să dea naiba! V-a găsit brusc conștiinciozitatea, hă? Te pomeni că vreți să câștigați titlul de polițistul secției. Ăla-i ca și a judecat, trăiți? În visele tale, alea transpirate. Hai
nu, că ești tu polițist anului, ce să spui? Dar de fapt să știi că ăsta e un lucru chiar foarte posibil. Că uite că s-a montat o bară de-asta de striptease în holul setiei. Cine a montat-o? Băi, fraiere, eu am deja 4 cazuri rezolvate. Hm? Tu câte ai? Da, o să am de 15.000 de ori mai multe cazuri rezolvate decât tine, Acritiuro, că începând de azi toți agenții de pază de la firma lui Mârlanu o să-mi predeie mie borfacii, că am bătut palma cu ei. Taie-ți vena, taie-ți vena! Chiorete! Ordonați, șeful! M-a chemat la trânsul că-s competent de văzuși. Fiți era alea 4 cazuri ale dracu. Viu, șeful! Chiorete! Ordonați, șeful! Unde-i bă bara aia de striptease de care mi-ai zis? Șeful a fost o... A fost și s-a furat de sub ochii voștri, incompetenților! Chiorete, în momentul ăsta demarezi ancheta și până n-o recuperezi să nu trăznești să mai dai ochii cu mine, da? Hai, executarea! Păi ce credeai, fraiere, că eu nu știu să fac farse, a? Aroganțe! Feblețea ta? Normal! Acum înțelegi de ce vreau să-mi predai mie infractorii? Ca să fiu sigură de faptul că vor fi închiși, să nu cumva să vrea vreunul să se răzbune pe alesul inimii mele. Vezi? Dar să nu spui nimănui că tu ești acela, da? Yes, yes, yes! Știam eu că pe mine mă alege! Dar să nu spui nimănui că tu ești acela, da? Bine, mă vrea! Alo, ia mă! Auzi, nu mai am nevoie de chipurile alea. Băi, că le-am cumpărat deja! Bine, bine, am! Dar să nu spui nimănui că tu ești acela, da? Asta înseamnă că accepți noi invitație la cină? Normal, pupăzelule! Și de data asta, nici nu mai ai nevoie să-ți iei cardul. Super! Yes! Știam eu că pe mine mă alege. Gogoașă! Da, s-a întâmplat ceva? Din acest moment, toți borfașii pe care-i prins tu cu firma aia ta, îi predai Afroditei. Pupăzel, de asta nu poți să o decizi tu. Da. Dar eu pot să decid dacă îți mai dau bani de rate. Sau dacă îți mai dau bani de facturi. Sau dacă mai plătesc taxa pentru calmarea lui șef. Yeah! Yeah! Da, șeful, aduc și un ofițer de poliție. Stați liniștit, doamnele de la asociație o să fie super mulțumite. Am înțeles. Să trăiți. Deranjer? Ca de obicei, Mârlane, ca de obicei. Ce mai vrei? Nimic, bă, ți-am adus și puietele. Și uitasem de el. Mersi, Mârlane, hai, mersi. O, bă, ce ești așa grăbit? Ai vreo ședință? Nu, Mârlane, organizez un seminar cu Asociația Femeilor Victime ale Violențelor Conjugale. Îți dai seama că o să vină tot felul de femei frustrate și eu trebuie să... Da, înțeleg. Să le rezolv tu. Succes. Da, unul am scăpat. Eu sunt feblețea ei. Băiu! Băiu! Alo, nu vă mai faceți visuri de șarte, bă, băieți, bă, că eu sunt feblețea ei. Mi-a zis mie personal. Ba mie mi-a zis. Ba mie! Ba mie mi-a zis. Vrei să vedem? Ah,
Zi cu i-ai zis. Nu mai știu. Cum mai știi? Uite așa, am observat că în ultima vreme eu sufăr de personalitate multiplă. Adică? Adică sunt trei într-una. Sunt dragul ăsta, e ca cafeaua. Exact. Și habar n-are una ce face cealaltă, așa că nu știu care o fi zis. Ok, ok. Dar tu asta, care ești aici, acum, zi cui ai zis că este alesul inimii tale. Van Damme. Nu Van Damme? Da, da. Hai că fug să mă pregătesc pentru că diseară iau masa cu el. Păi mai, stai puțin că diseară te întâlnești cu mine. Mă ia. Mărlane, mi-a adus cipul. Ia, bă, pupuzie. Ia, dă-l încoace. Da, auzi, numai bine îl punem lui Afrodita. Să vedem dacă chiar se întâlnește cu Van Damme. Nu. Mă rog. Bine măcar că pot să-i monitorizez pe amândoi, 24/24. Păi și cu ce te ajută asta? Păi cum, că dacă se întâlnește cu vreunul din ei, dăm buzna peste ea, și dacă ne vede, poate să spere și își dă personalitățile alea peste cap și... și aduce vreuna cu care ne-a vorbit cu noi, mă înțelegi? Care... și avem și noi o șansă. Am înțeles, Mărlane. Să dea dracu, să-i faci vreun semn sau să faci vreo goangă ceva, să-i se schimbe personalitatea, să te aleagă pe tine. Că te crăp! Ai înțeles? Cum e cafeaua? Cum vă simțiți? Foarte bine. Bună ziua! Bună ziua! Dânsa este doamna polițist despre care v-am povestit. Am invitat-o pentru a vă explica metodele legale de apărare împotriva agresiunii bărbaților. Emma, Afrodita e în primărie, în sala de consiliu. Cu Van Damme? Nu știu că nu sunt acolo, dar mă duc acum. Mărlane, zi imediat unde e Van Damme. Stai un pic să mă uit pe ecran. La primărie. Știu, idiotule, dar unde la primărie? În sala mare, cu scaune multe și cu masa aia ovală, cu potol grețos, cu de-astea, ce acolo? Sala de consiliu? Exact, acolo e. Important este să vă eliberați de frustrări, să vă descărcați nervos. Cum? Fiecare are metoda lui. Eu, de exemplu, arunc cu săgețile de darts în poza celui care mă enervează. E adevărat, e și asta o soluție. Dacă aflai mai pus-o. Bă, nu ți-e rușine, ingratule? Profiți de fata asta că suferă de personalitate multiplă și te dai la ea fără pic de jenă? Omul suraș cu familie! Tu poți să ai nebunit? Ce crezi că dacă a zis că ești pebleța ei, gata? Tu ești alesul? Ne-a zis la toți. Ba cu mine a acceptat chiar să și cineze. Ai zis că eu sunt febleța ta? Nu mai știu, n-ai înțeles că am personalitate multiplă? Săraca! Sunt patru într-una, oi fi zis! Ai auzit? A zis! A zis una din celelalte trei, nu ea! Ea, aici de față, mie mi-a zis! Ba mie mi-a zis, ofticosule! Ba mie mi-a zis! Ba pe mine, mă scuzați că trebuie să plec la psihiatru să discut despre afecțiunea mea! Hai cu mine că o să-ți explic eu pe hol despre ce este vorba. Pupăză, dacă Afrodita a recunoscut de față cu atâția martori că eu sunt alesul, înseamnă că ea este femeia mea. Tu ai deja femeie și culmea, cu acte.
Aia nu e femeie, e o nebună. Și ce mă interesează pe mine? Eu ți-am ales-o, tu ți-ai ales-o. Deci ai una, acum este rândul meu. Adică tu să ai două și eu să n-am niciuna sau care-i treaba? Am câte femei vreau eu, pupăză. Câte vreau eu, că pot. Aha! De asta te-ai umplut o sala de fufe. Cum? Mai nu faci preselecție când îți alegi parașuta? Și voi ce stați așa ca vacile la iar, mă rog? N-aveți pic de personalitate? Știați că ăsta e bărbat însurat? Cine, dragă, eu? Stai, mă! Știați? Dar ați auzit că are funcție și vreți să profitați fomistelor? Ce te voi? Ne-ați adus aici, cum ne-ați permis așa ceva? Alo, doamnelor, vă rog să vă calmați! Eu vă înțeleg starea de nervozitate și frustrarea, dar eu maximorum pot să-i trag lutrân sau amendă! Nu, nu, vinovat! El este vinovat! Mersi, distinte, doamne! Bun, și atunci cum să vă calmez? Prin terapia pe care ne-a spus-o dânsul. Gata, fetelor, ajunge! Vă rog, de rog, nu mai dați! Nu! Măi, fetelor, eu aruncam într-o poză, nu în alt! Păi dă poză cu tine, ai! Ei, atunci stai și zi mersi că-ți facem acupunctură gratis! Domnul polițist, eu n-am nicio vină, jur! Toate astea s-au întâmplat din cauza Afroditei cu personalitate multiplă! Felicitare, personalitate dintr-o asta multipla? Păi exact! Pe mine vă rog să mă scuzați că mi-am amintit că trebuie să fug urgent într-o misiune! Mergeți, mergeți! Am scăpat! Haideți, fetelor, nu, hai! Nu, nu, hai, nu, hai. Nu, suspendată de la misiuni? Pentru ce, șeful? Ca să ai timp să-ți rezolvi problema cu personalitatea multiplă. Șeful, cine v-a zis? Eu, colega. Ce? Zici-mi la nebună, dăgeteze, că mă găsește drăci, vrei? Păi, Chiorete, spune în care din alea patru e, ca să știu cu cine vorbesc, bă. A intrat la ea. Cine, mă? Pupăză deșteptul, îl vezi punctul acolo, că a intrat. Du-te repede, scoate-l de acolo, până nu-i plăjdești de vreun copilul ăsta, că ne dă dracu. Dar de ce eu? Fiindcă tu ești de servici, de-aia. Dă-i drumul mai repede. Dacă te întreabă ce-i cu tine pe acolo, zici că te-ai dus să-l salvezi, că ai primit un semnal că e atacat. Asta. Pupă! Ce cauți mai aici? Mă, tu nu știi să bați la ușă, nu știi? Uite așa se bate, uite așa! Uite, 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 uite! Sau așa, sau așa, cum vrei tu, uite așa! Na. Dar Cristian, da, mă! Nu știu, că n-am numărat, că sună apa în cap! Și cât o să mai dai, când o prind? Când o să obosesc! Bă, dar ce suc e ăsta? E natural 100%, dragă. E făcut de mine, manual. Și icrele astea negre, tot eu le-am cules pentru tine. Totul pentru tine. Dar din ce naiba ai fi făcut sucul ăla? Nu știu, că m-a luat de cap. Nu te lua de cap, poate de la oboseală. Te-a ajuns oboseala. Uite, fă-te comodă și o să încerc eu să-ți fac un masaj așa, să te mai relaxezi. Așa. Cum e? Ce-mi place. Măi, răsus, nu mișcați, infractorii nărăciți! Nu, nu, nu. Hai bă, că lui zice Afrodita aceea. Mărlane! Cum ai ajuns, mă, aici? Cu ajutorul imițătorului, mă, cum să ajunge? Mai noroc că ai avut, că am avut ăsta. Că al minte, cine știe unde dracu te cea răpitorii, dar chiar unde e răpitor, că nu văd niciunul. Păi, tântăleilor, pe mine nu m-a răpit nimeni! Cărați-vă, naibii de aici, nu vedeți că am întâlnire? Cine? Afrodita? Da. Păi nu zice, mă, că nu e... Chiar nu mai dădeam de chiar foca!
Mersi, mersi încă o dată, doamne. Mă, de ce faci în toți, mă? Păi ce credeai, bă, că noi suntem mai proști? Că te lăsăm aceea să o mozolim singur, tu? Vezi că-i beată muci? Hai, bă, că-i păcat și de masa asta, că dacă doamna nu servește nimic, să nu se strică. Da, da. Dar să nu crezi că scap de... Las că vorbim noi acasă. Lasă-mă, vorbim acasă, bem aici și mâncăm, nu? Hai, noroc! Cafea după suc. Dracu a pomenit. Ia, cușchi bea, matracuc. Iete, patru într-una. Ca să fii satisfăcute toate patru. Ți-ale, dracu, să fiți toate. Unul rezolvat. Doi rezolvat. Trei rezolvat. Patru rezolvat. Șeful, gata, am rezolvat toate cazurile. Da, șeful, nu mai trebuie să semnez și mă, gata. Mi-ați pe dragi, dar mi-a să te ia. Agent Chiorete. Agent Chiorete. Agent Chiorete. Agent Chiorete. Rezolvir. Chiorete? Ha? Măcar ai citit ce ai semnat? Da, cazurile rezolvate de tine. Deci, prin urmare, dacă e semnătura mea pe ele, însemnează că eu le-am rezolvat. Șeful? Chiorete tocmai a făcut scăpat patru infractori pe motiv că fapta nu a fost dovedită, victima și-a retras plângerea, lipsă de probe... A zis să te duci urgent la secție. Ha! Da. Eu cred că vrea să-ți înmâneze personal titlul de polițistul anului. Cel mai prost polițist al anului. Nu, e greu că te găsești atât de aici. Nătăm pe spate. Te omor, mă. Dar de ce, șeful? Te gâtui, ce spânzuri de mâna mea mori, mă. Vai, ce generos sunteți. Ba, nu te omor. Nu mă omorâți. Dă cardul. Omorâți-mă. Dă cardul. Dă cardul, că altfel te gâtui. Te omor, te concediez, te termin, mă. Dar ce s-a întâmplat? Întreabă-ți prietenii, întreabă-ți prietenii pe care i-am găsit morți de beți la mine în vilă. Ah! Știi cât m-a costat razia ta stupidă, pupăză?
nu țin să aflu pentru că curioșii mor repede. Virgulă. Să ții, să ții, pentru că tu o să plătești, înțelegi? Șampania, caviarul, apa, firma de curățenie. Mai termin o dată cu aul ăsta, că mă scos din sărite. Dar să nu spui nimănui că tu ești acela, da? Hai, gata. Când intrasem în stare prea... Ba mie mi-a zis! Ba mie! Veni! Ia să vedem! Am uitat că trebuie. Ba mie mi-a zis! Vrei să vedem? E mișto rău! Atunci taci și zi mersi că-ți facem acupunctură gratis! Ce-ți facem acupunctură? Acupunctură! Acupunctură! Atenție, liniște, merge! Te omor, pupăsă, te omor! Te omor, mă, de mina, de mâna mea, mor, mă! Stârpitură, mă! Iu! Da, tu! Hai. Ce generos sunteți! Ha, hai! Te omor, mă, te omor, mă! De mine, de mâna mea, mor, mă! Dar de ce, șeful, ce-am făcut? Ce te rog, nu te-am venit.